Vă salutăm de la Iași, începe o nouă zi bună și o nouă săptămână la fel de bună. Așa promiți tu? Promit, da. Așa scrie și în stele, și în astre, și în eclipsă? Să vedem! De fapt, noi nu o să vedem. Da, asta se întâmplă cel mai spectaculos fenomen astronomic al anului. Avem eclipsă, dar nu noi, ci americanii. Da, o să fie vorba lui Ionuț și la televizor, așa încât o să ne bucurăm și noi să vedem imagine. Ce să vedem? Așa că e mai întuneric, la televizor eclipsa. Că e mai întuneric și înțeleg că va fi și ceva mai frig, din cauza că soarele va lipsi puțin, așa va fi acoperit. Dar din nou asta în America de Nord, nu în România. Nu în România. Eclipsă de soare, așadar, un fenomen extrem de așteptat și știu că tu nu crezi în zodii, dar se pare că în perioada asta, și datorită eclipsei de soare, leii ar trebui să se mulțumească și să se bucure. Adică, da, inclusiv eu. Păi, la tine mă referam, de lucrurile mărunte. Să aprecieze ce se întâmplă drăguț, frumos, evenimentele care poate altă dată le treci cu vederea așa. Eu asta fac în fiecare zi. Și toată lumea ar trebui să ia hotărâri cu inima cică. Nu știu cât e de bine. Riscant sau nu? Poate ne spuneți voi. Ne scrieți pe pagina noastră de Facebook, acolo lângă inimioara pe care de obicei vă cere Raluca. Scrieți și cam cum faceți față perioadei astea și dacă simțiți că eclipsa vă influențează. O rubrică nouă, horoscop, prezentată de Laura Lucescu. Nu, că mă pricep, că nu sunt așa apasionată, nu-mi citesc horoscopul în fiecare zi. Nu, nici de cubul Rubic. La rezolvarea cubului Rubic nu sunt pricepută. Nu sunt pricepută. E prima dată când reușesc să fac două linii și cumva aș mai reuși o și pe a treia, două treime, așa. Dar, vă explicăm ce e cu acest cub Rubic imediat după ce vedem subiectele ediției. S-a născut pe 7 aprilie 1952 în satul Climăuți, comuna Mușenița, din județul Suceava. Este unul dintre cei mai apreciați scriitori români contemporani. Nikita Danilov vine astăzi la TVR Iași. Pe 8 aprilie marcăm Ziua Internațională a Romilor, alături de Margareta Herțanu, președinta Asociației Pro-Roma. Institutul francez din România la Iași organizează în această perioadă un atelier de benzi desenate. De la Paul Grădinaru aflați bazele desenului, dar și cum dăm viață personajelor. Și 3, 2, 1, start! Păi rezolvă cubul. Știi, nu rezolv, că l-am lăsat așa să nu-l stric, știi? Aveam două linii făcute și m-am gândit că dacă insist, le pierd și pe astea. Recordul mondial la rezolvarea cubului Rubic este de cât crezi? Nu știu, câteva secunde probabil, până într-un minut, cu siguranță. Cât? 3 secunde și 13. Da. Uite, da. Vezi, recordul asta aparține unui tânăr american care are autism. Așa. Și jocul acesta l-a ajutat foarte mult. A fost o terapie pentru el și uite că astăzi deține recordul mondial. Și anul acesta se împlinesc 50 de ani de când a fost inventat cubul Rubic. Uite ce frumos. De către un domn pe care îl chema Concrez. Rubic. Exact. Era sculptor și arhitect. Și pentru că a devenit atât de popular acest joc, nu? Că e un joc, uite că și în România se întâmplă competiții de felul acesta, se întrec copiii inteligenți și nu numai copii, dar noi despre asta vom vorbi în reportajul inclusiv următor. Inclusiv la Iași. Da, inclusiv la Iași, o competiție în weekendul acesta, s-au bătut în cuburi rubice mai mulți copii talentați. Haideți să vedem reportajul și revenim. Pasionații au avut ocazia să se întreacă în acest weekend în cadrul unui concurs dedicat rezolvării cubului Rubic. Pentru unii e un simplu joc, pentru alții o adevărată problemă de matematică. Știați că există 43 de gvintilioane sau 43.000 de gvadrilioane de posibilități de rezolvare a unui cub Rubic? Evenimentul a ajuns la cea de-a patra ediție și s-a desfășurat într-un centru comercial din Iași. Foarte mulți copii care încep să fie pasionați pe
timp ce trece vin mult mai mulți concurenți noi și sunt din ce în ce mai mici și uimitor. Peste 40 de participanți s-au întrecut să rezolve cât mai repede interesanta problema a cubului și să-și antreneze astfel coordonarea reflexului creier-ochi-mâini. Ce fel de probe ai? 2x2, 3x3, pyramid și cube. Ce înseamnă asta? Sunt mai multe tipuri de cuburi Rubik, ăsta este principalul la care concurez, deoarece îmi place cel mai tare. Serile din weekend mi-am petrecut învățând la cub Rubik. De când practici acest joc? De anul trecut. Nu știu, este interesant. Adică într-o zi m-am trezit, mă uitam pe YouTube la videoclipuri cu alții care rezolvă și a început să-mi placă, pur și simplu. Și am învățat și eu și chiar îmi place. Cum te-ai descurcat până acum la probe? Destul de bine. Mi-am bătut recordul personal. Adică, ce înseamnă asta? Cel mai bun timp al meu. Care este de? Era de 37, acum e de 29. Cred că e o ocupație benefică pentru creier. Nu e foarte costisitoare. Cuburile, problema e cu antrenamentul, că îl face singur, pentru că încă nu există un club pentru pasionați de unde suntem noi din Botoșani. În lume, cubul Rubik este folosit pentru a dezvolta abilitățile motorii, concentrarea, dar și gândirea logică. Noi, în mod logic, urmărim desfășurătorul emisiunii și spunem bună dimineața primei invitate. Bun venit! Deși putem spune și bun găsit, pentru că în perioada asta sunteți gazdă împreună cu cei din comunitatea romă din Iași, gazda unor evenimente importante, datorită faptului că sărbătorim Ziua Internațională a Romilor. La mulți ani. Dimineața. Mulțumesc. Bună dimineața. Bine v-am găsit. Mă bucur să încep ziua cu voi. Da, astăzi este Ziua Internațională a Romilor. Am serbat această zi și sâmbătă împreună cu trupa de dans Zmeieni din satul Zmeu, comuna Lungan, județul Iași. A avut un dans rom în Parcul Copou, au fost mai mulți tineri talentați care au interpretat și la acordeon și la țambal diverse melodii lăutărești. Am bucurat publicul așa cum am putut și noi. Astăzi suntem gazdă, într-adevăr, pentru că avem un proiect finanțat de Erasmus care se numește Împreună găsim calea sau Împreună creiem calea. E vorba de orientarea în carieră a tinerilor romi și a tinerilor în general. E asta cea mai bună modalitate să sărbătoriți o astfel de zi internațională, să vedeți că există șansă pentru tinerii din comunitate? Eu zic că da, este o modalitate, pentru că încă din 2017 s-a constatat că tinerii au o foarte mare problemă cu orientarea în carieră. Nu își găsesc locul la nivel european, nu numai romii din România, iar partenerii noștri din Spania și din Turcia ne-au spus același lucru, că au mari probleme cu orientarea în carieră a tinerilor. Atât cu romii, cât și cu tinerii lor, din țările lor. Încep o formă de învățământ superior și după scurt timp renunță. Încep o alta, renunță și la aceea și tot așa se învârt și nu-și mai găsesc locul din punct de vedere profesional. Din ce motive renunță? Cred că sunt mai multe motive. La început am spus că este oferta prea variată și ei sunt tentați să aleagă tot felul de lucruri care ar fi mai pompoase și atunci nu se gândesc la ce abilități au în primul rând. Apoi am studiat mai mult și acest mi-am lucru dat... e valabil pentru toți tinerii din ziua de azi, să spunem, și nu numai de azi, din totdeauna. Da, apoi am studiat un pic mai mult acest fenomen și am ajuns la concluzia că nu e doar acest lucru, ci faptul că până în 90 sau până în 2000, un tânăr când pleca de acasă știa să facă ceva, învăța ceva de la părinții lui. Avea niște abilități de viață. Învăța un meșteșug. La noi, la romi, de exemplu, învăța lăutăria, învăța să cioplească în lemn, învăța să facă o bijuterie, învăța negustoria, cum se zice, că erau romii comercianți. Și dintre acestea, lăutăria, muzica a rămas încă valabilă. Doar muzica. Și cu mult succes, tineri și nu doar tineri romi fac cinste muzicii lăutărești pentru că sunt extrem de talentați. Da, sunt tineri romi care aleg
Nu numai muzica lăutărească, ci aleg și muzică clasică. Sigur. Și tot felul de stiluri muzicale, jazz, de exemplu, și cântă. Dar ca să revenim un pic la orientarea în carieră, tinerii, în acest moment, când pleacă de acasă, nu mai știu mare lucru. Pentru că sunt meșteșuguri, meserii care au dispărut, care părinții nu le mai practică și atunci copilul nu a avut ce să învețe de la părinți, decât a stat închis în casă, în bloc sau undeva, mai ales dacă nu avea bunici la țară, este foarte grav acest lucru. Și se ia, să zic așa, după ce vede pe internet și zice vreau să fac aia, vreau să fac aia, dar de fapt copilul are niște abilități moștenite de la strămoșii lui, de la bunici, de la părinți, de la străbunici. Chiar. Atât de valabile mai sunt în societatea în care trăim. Sunt. De exemplu, te întreb de ce un copil este talentat? De ce e talentat la muzică? Pentru că a moștenit talentul de la ei săi. De ce e talentat la pictură? De ce e talentat la țesut, să zic așa? Pentru că eu am dus niște războaie de țesut la școala gimnazială din Zmeu, comuna Lungani, și unele tinere aveau mână, să zic așa, să mânuiască ața, să mânuiască războiul, altele mai puțin. Și atunci, stând de vorbă cu ele, am aflat că bunica țesea, că o mai văzut, că nu știu ce. Alta nu știa pentru că n-o văzut nicăieri, nu a avut în familia ei pe nimeni. Deci toate aceste lucruri se moștenesc. De ce, de exemplu, eu am această dorință de a relansa meșteșugurile? Pentru că și ai mei erau meșteșugari. Deși, în prezent, eu sunt psiholog. Dar de ce sunt psiholog? Stați un pic, că m-am gândit, cum de am ales eu psihologia, că am ajuns întâmplător la psihologie? Părinții mei erau negustori. Și atunci, fiind comercianți, ei căutau să convingă clientul să le cumpere produsul pe care ei îl confecționau. Confecționau tricouri imprimate cu vopsea cauciucată până în 90. Și aveau, să zic așa, o comunicare foarte bună. Ghiceau clientul ce vrea, ce are nevoie, ce culori stă bine, ce... Era ceva nativ, nu? Era ceva nativ. Psihologia de care se foloseau Bun, pentru a convinge. Bun, și convingeau clientul să cumpere produsul lor. Ei, eu sunt psiholog pentru că am învățat psihologie de la ei mei. Ei știau această psihologie, cum să comunice și cum să ajute, cum să se ajute pe sine, cum să se ajute pe celălalt, să se hotărască ce să cumpere. Și atunci, vedeți dumneavoastră, eu am extins această abilitate altfel. În N-am ideea rămas... asta, astăzi aveți o întâlnire importantă, la Palatul Braunstein, da? Da, la Palatul ce Braunstein. Ce se va întâmpla acolo? Va fi un curs de orientare în carieră, pe care asociația care o reprezint va... fi gazdă și eu voi ține acest curs de orientare în carieră. M-am gândit foarte mult cum să-l concep. În primul rând, noi avem nevoie să ajutăm tinerii să se cunoască pe sine, să se surprindă cam ce tendințe au, ce abilități au, structura lor de personalitate. După structura lor de personalitate, trebuie găsită această cale, această orientare în carieră. Eu sunt cu datele istorice astăzi. Dacă la începutul emisiunii vă spuneam despre cubul Rubik, a fost inventat în 1974, acum vă spun așa, în 1971 a avut loc primul congres internațional al romilor lângă Londra și atunci a apărut inițiativa unei zile care să celebreze istoria, cultura și drepturile romilor din întreaga lume. Tot atunci au fost adoptate simbolurile etniei rome. Imnul Gelem Gelem. Care și... înseamnă am plecat sau merg. Aici arată cumva această trăsătură, nomadismul romilor. Și steagul pe care îl vedem, îl avem lângă noi. Vă rog să ne explicați acest simbol. Da, albastru este cerul, verdele este pământul, iarba verde, iar roata roșie, pe lângă faptul că semnifică roata vieții, este și faptul, este roata căruței. Ei, fiind nomazi, mergeau cu căruțele mereu.
Și eu de fiecare dată când văd steagul, aud imnul, mă emoționez foarte tare. Sunt de etnie romă, vorbitoare de limba romanii, o limbă care, din păcate, se vorbește tot mai puțin în prezent, dat fiind că mulți tineri își neagă identitatea romă, merg la universitate, nu mai vorbesc limba romanii. Eu când aud că se vorbește limba mea, simt așa ceva, o emoție. Eu am 3 copii și, din păcate, doar cel mai mic știe limba romanii, pentru că pe ceilalți 2 nu am avut timp să-i învăț. Și am și eu pe cineva în casă cu care vorbesc limba romanii. La organizație, din tinerii care vin, am 2 tineri care știu limba, dar unul știe mai bine decât celălalt, așa că am și eu la mine, la organizație, unul cu care pot vorbi limba romanii și de câte ori ne întâlnim vorbim numai romanii, pentru că uneori chiar mi-e teamă să nu-mi uit limba. E foarte emoționant ce ne-ați spus și v-aș provoca așa pe finalul discuției noastre să transmiteți un mesaj comunității rome în limba romanii de 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor, și după aceea, firește, dacă veți vrea să ne-l traduceți și nou. Toi îmbahtale romale, si o ghesa maro, te beșen ichetane. Tu mare manușența, tu mare familia sa, te asan, haite oenle de vlesa sareghes tu mare. Am transmis tuturor să fie norocoși. Baht înseamnă șansă, înseamnă o soartă binecuvântată, înseamnă noroc. Asta le-am transmis, toem bahtale, să fie norocoși, să se veselească astăzi, să fie alături unii de ceilalți, să fie cu familiile lor și să slăvească mereu pe Dumnezeu. E o sărbătoare importantă în comunitatea dumneavoastră. Cam cât de mulți romi sunt atașați de ceea ce faceți, de planurile dumneavoastră? Cred că în fiecare comunitate din județul Iași și din țară s-a întâmplat câte ceva. De exemplu, s-a întâmplat la Hârlău, a fost o sărbătoare acolo, în centrul orașului, unde la fel s-au adunat, romii fiind spontani, se veselesc prin muzică și dans, au fost oficialități care au fost prezente. La Pașcani, la Iași, nu mai spun. Eu v-aș întreba așa, în ce măsură a participat populația majoritară la aceste sărbători ale romilor? Da, am fost foarte surprins, plăcută. Da, pentru că, de exemplu, sâmbătă în Copou a participat foarte multă lume neromă. Era plin de neromi și erau foarte veseli și le plăcea spectacolul pe care noi l-am pregătit pentru toată lumea. Le plăceau costumele țigănești, foarte multă culoare, foarte multă muzică. Dinamism foarte. E o dovadă că așa cum romii promovează folclorul românesc, pentru că le place folclorul românesc și avem destui artiști romi care au promovat și promovează și în continuare acest folclor minunat, și majoritarilor le place muzica țigănească, le place portul nostru al romilor. Romii îmbracă portul popular românesc și invers. Deci e o diversitate plăcută și dacă cineva caută să rostească, să zic așa, niște fraze rasiste, este doar pentru că vrea să facă rău. Romii și românii s-au înțeles dintotdeauna foarte bine. Că au fost momente neplăcute, au fost tocmai pentru că unii au dorit să arunce așa în presă sau în mulțime diverse mesaje care să incite lumea.
Poate de Ziua Internațională a Romilor nu ne gândim sau nu ne întristăm legat de acest astfel de mesaje. Mulțumim că ați venit, că ne-ați povestit puțin despre ce doriți să schimbați și cum doriți să deschideți mințile celor tineri. Succes și astăzi la tot ceea ce v-ați propus și în zilele următoare. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu, mai bine! Și în continuare vedem o altă știre care a adunat și multe aprecieri și multe vizualizări pe pagina Facebook TVR Iași, pe care vă invităm să urmăriți dacă nu o faceți deja. În această perioadă, la Institutul Cultural Francez se desfășoară un curs de benzi desenate. O idee minunată. Hai să vedem. Ilustrator și creator de benzi desenate. Eu nu fac numai benzi desenate, fac și ilustrații și cam de un an de zile încoace sunt ilustrator profesionist, freelancer. Arăt un pic din istoria benzilor desenate și după aia o să desenăm un pic, o să facem o oră în care o să desenăm, facem un portret, învățăm practic cum să desenăm forme geometrice, cum să facem un portret și asta e primul curs. După aia la celelalte cursuri o să facem, să vedem cum începem o bandă desenată, cum facem un scenariu, cum facem bulele de text, cum facem, cum încadrăm, compoziție, da, mai mult. Și la final o să facem, o să le punem pe toate astea împreună și o să facem o bandă desenat pe care poate o să o expunem aici la Institutul Francez. Banda desenată poate fi despre propriile tale trăiri, despre povestea vieții tale, poate să fie un, ca un jurnal, poate să fie despre probleme sociale care se întâmplă în lume. Este știut că în Franța și în Belgia este o tradiție a benzilor desenate. La Institutul Francez acum mulți ani au mai fost niște cursuri de benzi desenate cu alți profesori și tot așa, a fost interesant. Și aici este o colecție întreagă de benzi desenate. E foarte interesant, dar mai ales dacă știi franceză, este perfect aici de venit să împrumuți cărți, să împrumuți benzi desenate. Mi-am dat seama că astăzi avem o ediție multietnică. Sigur. Bun găsit, îi spunem scriitorului Nikita Danilov, scriitor cu rădăcini lipovenești. Bun venit la noi. Născut în localitatea Climăuți, din județul Suceava, acolo unde încă mai avem o comunitate destul de importantă de ruși lipoveni și e cazul să vă spunem la mulți ani. Mulțumesc. Ieri a fost ziua dumneavoastră. Dar noi vă spunem cu tot dragul și astăzi și sunt convinsă că vreo 2-3 zile oameni și prieteni și toți care vă apreciază vă mai spun la mulți ani, nu? În buletin sunt trecut pe 8 aprilie, dar eu m-am născut pe 7. Așa, se întâmplau... 7 e bună vestire pe stil vechi. Așa. Deci e foarte limpede. Se întâmplau înainte vreme astfel de modificări. De ce? Erau mai puțin atenți? Până ajungeau părinții la sfatul popular, nu era important. Era important că te-ai născut. Mai ales că era
Și o sărbătoare foarte mare, era bunăvestire. Bunăvestire, da. Bunăvestire se duce și duminică. Dar iată cu ce bună vestire ați venit pe pământul ăsta și cu ce menire minunată. Și am deschis la întâmplare antologia asta pe care anul trecut ați lansat-o în Elveția și pot să citesc așa. Trebuie să ai o inimă de piatră ca să poți viețui pe pământ și uneori e bine să nu ai nici această piatră. Cu ce fel de inimă ați venit pe pământul ăsta? De cuvinte, de litere? Nu-mi dau prea bine seama, dar în orice caz am venit totuși cu o inimă care simte destul de mult din tot ce ne înconjoară. Ați avut o lansare de carte vineri, pe final de săptămână așadar. Iar cartea e la mine de data aceasta. Atelierele de pe Armeană. O carte scrisă după ritmul pașilor, întâlnirile cu artiști, ușile deschise spre ateliere, cum chiar, a dat ființă? Chiar după ritmul pașilor, pentru că intrând în aceste ateliere pe care eu le-am comparat de pe Armeană, dar ele se află și pe Lăpușneanu. Pe strada Lăpușneanu sunt spații consacrate, da, strada Armeană și strada Lăpușneanu pentru artele vizuale. Mai era un colț pe vremuri unde ne-am făcut cinecea foarte mulți la Corso. Era o boemă foarte interesantă și benefică spiritului emulației artistice. Am comparat aceste ateliere cu un fel de turn Babel, care din când în când se transformă într-un fel de turn în care stau niște călugări. Pentru că în atelierele lor, fiecare pictor are și o anumită sfințenie a lui. El e acolo, e ca un călugăr în fața tabloului. Și fiecare are limbajul său, nu? De aceea Babelul, da, de care spuneți. Fiecare pictează pe limba lui. Și scriitorul Nikita Danilov a învățat să vorbească sau să întrebe sau să observe în fiecare dintre limbile acestea? Am învățat să vorbesc în culori. Așa. În culori și în linii. Adică, cred că am devenit mai expresiv. Fiecare întâlnire pentru mine a fost și o întâlnire cu mine însumi. Pentru că am încercat să înțeleg limbajul fiecărui pictor căruia i-am făcut portret. Dar în același timp, făcând portretul unui artist plastic, practic mi-am făcut și un autoportret. Un fel de portret al unui artist plastic va face și Ioana Doleanu în dimineața asta, colega noastră, care a plecat la plimbare nu departe de aici, nu? A cam traversat bulevardul și a ajuns la atelierul lui Gabriel Caloian. O salutăm, îl salutăm și pe Gabriel Caloian, să vedem ce ne arată în dimineața aceasta. Salutare! Bună dimineața, fetelor, și bun găsit tuturor! Ne-am găsit și noi un moment de liniște și avânt artistic chiar în atelierele de pe Armeană. În această dimineață, alături de mine, este unul dintre artiștii care spune că își găsește inspirația prin trăirile sale și experiențele proprii. Vă spun imediat despre cine este vorba. Este supranumit un artist de modă nouă. I-am răpit un pic din timpul său în această dimineață, lui Gabriel Caloian. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Ai un atelier impresionant, am fost vrăjită din momentul în care am ajuns. Cum îți găsești inspirația, Gabriel? În afara atelierului sau aici, în interiorul lui? În interiorul atelierului și în interiorul meu, de obicei. Găsesc, pentru că sunt puțin deconectat de ceea ce se întâmplă în jurul meu din punct de vedere al vieții cotidiene, vieții urbane. Și în acest sens, atelierul e chiar o formă, e un refugiu, o bulă în care mă izolez sau... Cel puțin îmi place să spun că mă izolez, pentru că e destul de mult zgomot de la traficul de afară. Cum arată o zi în atelier? O zi în atelier? Încerc să fiu cât mai explicit, dar exact când intru pe ușă mă apuc de lucru și mă deconectez total. Adică încerc să-mi șterg din cap tot programul extern sau programul meu casnic, să spunem așa. Ai vreun ritual, poate? Să spunem că folosesc un mediu de lucru de, îmi place să-i spun, autohipnotic.
scot din cap, îmi scot din, din gândire sau încerc să-mi scot, pentru că există foarte mult zgomot de fond în interiorul fiecăruia, dar eu încerc să fac o curățenie și să mă deconectez de absolut tot, să fac un soi de blank și să las mecanismele mele interioare să se manifeste cât mai liber pe suportul pe care îl folosesc. Te-am prins într-un moment în care lucrai la ceva, la ce mai lucrezi în aceste zile? Acum lucrez mai mult pentru mine, am avut de curând o expoziție la București, încă este pe Simeze, la Win Gallery. Cu ocazia asta vă invit să o vizitați dacă aveți drum spre București. Și acum lucrez la chestii personale, pe viitor să mă apuc de alt proiect. Ai vreo temă sau mai multe teme recurente care se găsesc în lucrările tale? Da, să spun că sunt teme, adică sunt teme mari. De obicei folosesc dictul automat. Inițial mă las dus de mecanismele introspective și ulterior folosesc, nu știu, noțiuni estetice și stilistice și le dau un sens recunoscutibil. Vorbim în această dimineață de În atelierele de pe Armeană, cartea lui Nichita Danilov. Cum ai primit această veste că ești personaj în această carte? Dar nu e tocmai veste, că dânsul a premeditat. Noi am mai avut întâlniri, am mai avut discuții de pe urma cărora el a construit o poveste. Eu sunt flatat că figurez acolo printre alți mari artiști și în care dânsul descrie mai ales atmosfera pe care eu nu am prins-o în această clădire, o știu doar din povestite, povestirile celor mai în vârstă, artiștilor mai în vârstă. Mi-aș plăcut să trăiesc acea boemă și sufăr de o pseudo-nostalgie, spunem, dar eu îmi construiesc singur boema mea, propriul meu atelier, așa că nimic nu-i pierdut. Mulțumesc tare mult, Gabriel, o să-l lăsăm pe Gabriel să-și continue treaba în atelierul său, iar eu revin la voi, fetelor. Mulțumim tare mult, Ioana, salutări, Gabriel Caloian, așadar un... Iar eu declar public și direct că sunt fana lui Gabriel Caloian și îmi pare rău că nu am drum prin București în perioada aceasta ca să văd expoziția. Aduce el acasă. Aduce el acasă ce e de adus și o să vezi atunci. Aduce lucrările înapoi în atelier și uite că am un pretext să-l vizitez. De unde e interesul dumneavoastră, Nichita Danilov, pentru artele vizuale? Și cât de veche este patima asta, să-i spunem? E veche. Eu, într-un fel, sunt un pictor ratat. Aha! De acolo și interesul meu. Nu-i intrăm acum în momentul când avem timp. Îl salut și eu pe Gabriel Caloian. Am fost în atelierul lui. El are o jumătate din atelierul lui Val Gheorghiu. La Val Gheorghiu am fost de multe ori, ne mai întâlneam și pe stradă și pe la editura Junimea, unde lucra el pe vremuri ca redactor. Dar ceea ce e important, jumătatea asta de atelier al lui Gabi Caloian pare mult mai mare decât atelierul în întregime care a fost al lui Val Gheorghiu. Și cum e explicați asta? Încăpător. Nu mă explic. E ceva care țin de paranormal. După cum și Gabi Caloian, care pictează fără să-și propune dinainte o temă sau să facă schițe. Direct. Adică se revarsă din el acea artă. Tot ține într-un fel de subconștient, de inconștientul colectiv, cred că el ar putea picta, după părerea mea, și cu ochii închiși. Este într-adevăr un artist foarte spontan. E spontan. Nu doar în atelierul lui Gabriel Caloian ați pășit, am răsfoit puțin cartea și am recunoscut nume pe care, de altfel,
foarte multă lume le cunoaște. Radu Carnariu, iată un alt artist de modă nouă, nu putem să îl numim așa. Constantin Tofan, Liviu Suhar, maestri ai artelor plastice ieșene. Felix Aftene, cum ați defini lumea artelor plastice ieșene? E o lume care se învârte în mai multe cercuri. E un cerc, un nucleu mai vechi. Eu l-am cunoscut foarte bine și pe Dan Hatmanu. De acolo a plecat cumva și cartea asta, Atelierele de pe Armeană, care m-a introdus pe un labirint unde am mers pe urmele personajelor lui Corneliu Baba la odihnă pe câmp. De acolo am plecat și spre Ion Irimescu. Am fost în atelierul lui când am plinit 95 de ani. E iarăși un atelier de-a dreptul fabulos la București pe Pangrate. Am stat de vorbă și după asta mai avem cunoștinții vechi, din vremea boemei din anii 80, de la Corso, că de la Corso cotei imediat și intrai la atelierele pictorilor de pe Lăpușneanu. Cum arată atelierul unui scriitor? Cum arată atelierul scriitorului Nikita Danilov, mai precis? Da, atelierul scriitorului Nikita Danilov e împrăștiat în mai multe locuri. Adică scrieți oriunde, dacă vă vine ideea? Sigur că da, dar numai sigur că am locul meu unde îmi concep, unde lucrez pe computer sau mai scriu câteodată și de mână, dar în rest, un scriitor se încarcă și de pe stradă. Se încarcă și când merge pe strada Lăpușneanu, când merge pe Barmeană sau pe Târgu Cucului. Sau când merge la un târg de carte, cum ați fost recent la Leipzig, e asta important pentru un scriitor? Da. Dincolo de partea asta romantică, boemă, ce înseamnă să gânduri pe hârtie, nu? Pentru că un scriitor, chiar și când doarme, creierul lui continuă să lucreze. Dacă scrii un roman, e foarte important soluțiile pe care ți le dă somnul, nu neapărat visele. Pentru că te scoli, deja te-ai oprit într-un loc, ai fost blocat, dar dimineața ai o altă perspectivă. Sigur că întâlnirile astea, cum a fost la Leipzig, unde mi-am lansat volumul... Această antologie apărută la o editură din Elveție, tradusă de Jean Konefki, un scriitor german, prozator și traducător, care știe foarte bine limba română, m-a tradus pur și simplu fără să ne cunoaște. E important ca un traducător să cunoască scriitorul, să aibă o minimă legătură înainte de a începe munca? Nu cred. Nu. Nu cred. Să-i cunoască scriitura. Și după asta, sigur, s-ar putea ca scriitorul să-l dezamăgească. Am înțeles. Aș vrea să știu dacă... Important a fost la Leipzig. Rădăcinile dumneavoastră lipovenești v-au influențat scrisul? Sunt rădăcini destul de adânci în istorie. Și e vorba de prigoana pe care au suferit-o rușii de rit vechi sau rușii staroveri de-a lungul secolilor. Vorba de 3 secole și ceva, de la 1642 până acum. A fost o prigoană cruntă, ca pe vremea Inchiziției, dar nu Inchiziției spaniole, ci Inchiziției ortodoxe, care s-a manifestat în timpul reformelor Patriarhului Nicol. Cu cât plecau mai departe, pentru că erau schingiuiți, le stăiau mâna dreaptă cu care își făceau crucea, pentru că țarul vrea ca să facă altfel crucea decât asta, mă rog,
și... O așa zis emancipare pe care, da, și-o doream. Aceste lucruri, sigur că sunt sedimentate undeva și în mine. În afară de asta, satul unde m-am născut e chiar la graniță. Iar satul mamei e de partea cealaltă. Granița a picat la mijloc. Fântâna Albă, unde a avut loc și masacru. De acolo era mama și familia ei, care după 44 s-au refugiat în România și aici tata. Granița a fost ca o rănăvie, dar în același timp și fabuloasă în mintea mea de copil. Important e totuși că lipovenii și-au păstrat din tradiții, au găsit aici un fel de acasă foarte plăcut, un acasă nou în care și-au continuat tradițiile așadar. Și Raluca a avut plăcerea să cunoască lipovenii de la Lipoveni, chiar, din satul Comuna Lipoveni. Comuna Mitocu Dragomirnei din județul Suceava, nu știu cât de departe este această localitate de satul în care v-ați născut, dar v-aș întreba așa, acasă aveați saună? Sigur că da. Asta e răspunsul. Țin minte următoarea scenă în copilărie. Deci noi făceam saună în fiecare sâmbătă. Și când era viscol, crivăț, de acolo, de la Baia de Aur, la saună, copiii fiind, ieșeam în pielea goală și ne tăbăream pe zăpadă. Alți lipoveni povestesc despre faptul că după saună mergeau la Iazul înghețat și făceau o baie. Da, în... da. Hai să vedem reportajul. Asta înseamnă, bunica, da. Bunica mea, la 80 de ani, intra în copcă. Oh, ce fain. Hai să vedem reportajul. Da, și alte povești, da, despre sauna lipovenească. Acum apă caldă ca să și mătura opărit în apă caldă, în apă fierbinte. Saunele se provin de la ruși. Când s-au retras părinții noștri, străbunicii noștri, strămoșii noștri, au venit cu saunele în satul Lipoveni. Noi, atestat documentar, suntem cam în jur de 300 de ani. Aici, aproape în fiecare gospodărie, este câte o saună. Saunele astea sunt făcute în spatele șurii sau în spatele casei, pentru că aici se face temperatură foarte mare. Noi am început cu saună neagră, acasă la părinți unde am locuit eu. Focul ăsta care îl facem noi aici, el ardea prin un ansamblu de pete, tot așa cum cuptorul a pus partea la altă. O să mergea focul trecând fumul printre ele, ca să încălzească petele. Practic se afumau toți pereții. Toți pereții se afumau, da. Sauna se pregătea înainte cu 3 ore, apoi se deschideau ușile și geamurile ca să scoată monoxidul de carbon din ea, ca să nu rămână jar deloc, să rămână numai piatra fierbinte. Și pe piatra fierbinte, primul lucru care se făcea, se opărea o mătură. Măturile se țineau înainte cu o zi, când se pregătea sauna. Și sauna se făcea de 2 ori pe săptămână, miercuri și sâmbătă, era obligatoriu. Că noi eram copii mulți acasă și trebuia să ne spălăm undeva. Neavând în casă cadă, cum au avut alții deja, noi ne spălam în saună. Când răceam, eram copii, părinții pe noi ne vindecau cu saună. Ne băgau și ne dădeau cu mătura fierbânțală din aia și nu ne mai curgea nici nasul, nici capul, nu durea nici nimica. Deci e foarte benefic pentru așa ceva, pentru răceli. Aduceam zăpadă în saună și ne dădeam cu zăpadă. Făceam o terapie, părinții nouă ne făceau terapie ca să ne călească. O terapie de zăpadă. Ne frecau cu zăpadă și după aia la mătură. Unas etivenichi deruți în aperit bliberiozii venichi.
тут были где я родился, где жил, тут была одна левада большая, сзади левады были березы богата. А там мы пошли до батьки, матки наши, резали в августе месяце березы, делали веники. Foarte frumoasă aventura asta la Lipoveni și știi ce urmează să spun? Ai adus o măturică de acolo? Că niște apă opărită mai găsim noi pe undeva, nu? N-am adus măturica, dar uite, te invit. Am rămas prietenă cu Iuri și mergem împreună la o saună neagră. Îl luăm și pe... Doar că s-a făcut cald acum, nu prea. Domnul Danilov și cine știe, lectură cu saună, cu... e și ceva interesant. Ce ai, coneac? A, e bine, e bine. Dar după ce facem emisiunea? Da. Sau coniacul e valabil și dimineață și... Nu, nu prea e valabil. Nu prea e valabil, am înțeles. Ce mai plănuiți? Ce mai aveți în sertar? Ce mai lucrați așa pe final de emisiune? Poate ne dați niște... Da, tocmai lucrez la o carte de proză, la un roman și la o carte de povestiri și de asemenea lucrez, mă rog, aici nu e vorba că lucrezi la carte de versuri, se adună. Și s-au cam adunat multe poezii pe care le-aș putea, sigur, publica într-un volum. Dar eu mai las să așezi. Am scos anul trecut și Dumnezeu a fost țărână la editura Cartier. E prea repede ca să mai apară și un alt volum. La mine intervalul e de 3-4 ani între un volum de versuri și altul. Așa, asta ar fi rețeta perfectă, nu? Ciclică, adică trebuie să mai ai ceva de spus în plus. Să mai trăiești ceva, ca să mai ai ce să povestești. Să ai un mesaj interior. Altfel spus, ne lăsați timp să vă citim. Mulțumim tare, mult că... Mulțumim tare mult că ați venit în dimineața asta, că am povestit și de ce nu, că ne-am și plimbat așa către universul acesta lipovenesc, care tare bine s-a integrat în partea asta de țară și, așa cum spuneai, o ediție chiar multiculturală. Multiculturală și multietnică. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, dragii noștri, și vă dăm întâlnire și mâine. Până atunci, o zi foarte bună să aveți!